În timp ce Klaus Iohannis a mers în Bulgaria să pună la punct o strategie comună de aderare la Schengen cu omologul său bulgar, cancelarul Austriei anunță că vine în România. Potrivit unor surse din coaliția de guvernare, Olaf Scholz va veni în țara noastră pe 3 aprilie. Și, conform acelora surse, aderarea României la Schengen va fi supusă din nou votului Consiliului JAI în septembrie. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Nicolae Ștefănuță, europarlamentar. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Cred că a spus cancelarul Austriei, dar cred că era vorba de cancelarul Germaniei. Da, nu ar mai fi foarte mult până pe 3 aprilie. Care ar putea fi coordonatele acestei vizite? Din nou, pentru clarificare, este vorba de cancelarul Germaniei. Am înțeles și am făcut această rectificare. Vă rog, care ar putea fi... Da, despre Germania vorbim. Care ar putea fi coordonatele acestei vizite? Mă iertați, n-am vrut să vă corectez. Doar nicio problemă, era necesară de făcut această corectură, vă rog. Da, este important pentru că Germania, după mine, rămâne un partener comercial extrem de important. Vedeți că vorbim despre motorul cu combustie și terminarea lui în 2035 de legislație europeană. Vă amintesc că industrie întregi de la noi depind de acest motor. Acum, dacă este vorba despre Schengen, bineînțeles că este un semnal politic important, orice vizită de stat. De aceea mă bucur că pare că președintele s-a urnit. S-a urnit. De ce zic s-a urnit? Pentru că au trecut totuși 3 luni de la acel vot fatidic din 8 decembrie și nu am văzut mari schimbări. Da. Plus semnalul de a-l menține pe domnul Laurescu în funcție, dat astăzi, este începutul a ceea ce ar putea fi o strategie pentru Schengen, pe care noi nu am avut-o, din păcate. Trebuie să spunem foarte clar, noi nu am avut această strategie pentru Schengen și a pierdut pe mâna noastră aderarea ei. Deci sunt pași necesari, vizitele de stat, rapoartele, vizitele în Bulgaria, toate aceste lucruri sunt bune, ar trebui intensificate și atunci poate sub președinția din septembrie, adică din a doua decadă a acestui an a Spaniei, avem o șansă, pentru că dacă trece această președinție, nu mai avem nicio șansă la anul, pentru că este un an cu alegeri, 2024, și în an cu alegeri nu se întâmplă aderări și integrări. Cât de mari vi se par șansele să se concretizeze această șansă spre sfârșitul anului și în ce formulă? Împreună cu Bulgaria, fără? Nu mai împreună cu Bulgaria. Deci în acest moment nu se pune problema separării, pentru că depindem de granița aceea terestră, ar fi și imposibil să decupleze aceste două țări și ar fi un efort tehnic enorm. Acum, șanse, m-ați întrebat de șanse. Eu am spus deja că șansele sunt mici pentru anul acesta și mențin părerea. De ce? Pentru că nu am văzut până acum nicio strategie de stat. Abia acum începe să se contureze ceva foarte clar. Continui să cred că menținerea ministrului de interne este greșită, pentru că el a pierdut deja meciul Schengen odată. În plus are și niște tinichele enorme care atârnă de numele lui, cum este chestiunea plagiatelor, chestiunea faptului că nu vorbește limbi străine, multe alte lucruri care ar fi necesare pentru o aderare serioasă. Deci sper ca președintele să ia toți pașii în calcul, să folosească pe toți actorii cei mai buni. Vă dau un exemplu. Am trecut acum prin Austria alături de un avion plin de români și am protestat, am scris directorului aeroportului că nu este normal ca încă un control de securitate să fie făcut, deși noi îl făcusem deja la plecare. Umilințele acestea trebuie să se oprească pentru români, trebuie cu toții să cooperăm. Este efectiv un plan de țară pentru toți românii. Și atunci președintele Iohannis trebuie să folosească toți jucătorii cei mai buni din scena politică ca de data asta să nu mai greșim în privința Schengen și să intrăm. Da. Cum rămâne cu cancelarul austriac, că tot l-am pomenit neintenționat? Klaus Iohannis făcea de curând o declarație referitoare la domnia sa sub forma unui mesaj voalat. Nu trebuie să înălțăm ziduri, ci să întărim granițele Uniunii Europene mai inteligent. Și, de asemenea, cum vedeți tocmai acest moment, acum în debutul lunii aprilie, în care cancelarul german va veni conform unor surse în România? Da, deci, din nou, spun, e foarte important ce a zis președintele, pentru că maghiarii, și apropo este ziua națională a maghiarilor și le urez tuturor celor care se uită la mulți ani, maghiarii, sub guvernul Orban, își doresc ridicarea unor ziduri, despre asta vorbea președintele.
Uniunea Europeană nu poate finanța și nu va finanța așa ceva. Nu vom da curs unor proiecte din astea trumpiste de-a dreptul în care ridicăm ziduri la frontieră. Nici nu sunt bani pentru așa ceva. Sunt bani pentru alte priorități, cum e costul energiei, și e important ca noi să folosim tehnologia să supraveghem granițele. Am fost și la Constanța, acolo este Frontex prezentă, radare de cea mai nouă tehnologie și generație. Asta trebuie să folosim, nu să ridicăm marele zid balcanic aici în sudul continentului. Da. Nicolae Ștefănuță, mulțumesc foarte mult. Le reamintim telespectatorilor faptul că vorbim despre o vizită surpriză anunțată în România. Cancelarul Germaniei anunță că vine în țara noastră. Potrivit unor surse apropiate coaliției de guvernare, Olaf Scholz ar urma să vină în România pe 3 aprilie și, conform acelor surse, aderarea țării la Schengen va fi supusă din nou votului Consiliului JAI în septembrie. Continuăm și cu alte subiecte.